32 de ani de la marea finală de la Sevilla pe care Steaua a câștigat-o în fața Barcelonei 2-0 la penaltiuri și Cupa Campionilor Europeni venea în premieră, fapt singular până acum în România. Îl avem alături de noi chiar la stadionul Ghencea, acolo unde și-a trăit mare parte din carieră și a cunoscut consacrarea, pe capitanul de la Sevilla, pe Ștefan Iovan. Ați fost atunci capitan la Sevilla, deoarece Tudorel Stoica, purtătorul uzual al banderolei, era suspendat după semifinala cu Anderlecht. Acum văd că și asta este o mare problemă pe la echipe, cine ia banderola și așa mai departe. La noi, la Steaua, atunci era o regulă foarte bine pusă la punct. Cel mai vechi care juca constant era capitanul echipei. Un capitan trebuie să fie, în primul rând, apropiat de grup, de vestiar, să fie prietenos, dar cel mai important lucru este să joace constant bine ca să te poți impune sau ca să ai un dialog corect cu jucătorii, cu colegii tăi, trebuie să joci constant. Nu poți să pui un capitan care nu joacă constant și nu are un randament bun. Cum a fost sentimentul de a ridica acel trofeu atât de prețios deasupra capului în calitate de capitan? Un sentiment unic, după cum s-a adeverit mai târziu, pentru că deși am mai avut șansa să o luăm, nu am mai câștigat Cupa Campionilor, dar v-am spus și mă repet, a fost 4 ani extraordinari ai Stelei și păcat că n-am mai reușit să reedităm performanța din 86, deși am mai avut șansă, v-am spus odată, cu Benfica în semifinale și n-am mai reușit să câștigăm cu Milan, unde avea o echipă foarte puternică, iar de la noi câțiva jucători de bază au plecat. Nu a fost o surpriză din punctul meu de vedere, pentru că cei care conduceau clubul atunci, secția de fotbal, din timp ne-au pregătit. Dacă mi-aduc aminte, noi în 85 aveam turnee în Italia, jucam cu echipe puternice, Verona, chiar Milanul, Torino, au încercat să ne apropie de Europa, să căpătăm experiență internațională și la un moment dat atât de eram de încrezători încât nu ne mai era frică de nimeni, nici de Bayern, nici de Real, nici de absolut nicio echipă din Europa. Cupa intercontinentală de la Tokyo din Japonia este un regret, faptul că n-a bătut Steaua pe River Plate? V-am zis, noi jucam de la egal la egal cu toată lumea. Nu ne-a surprins cu absolut nimic, dacă vă aduceți aminte, a marcat și un gol valabil. Un alt erou sevilian, Adrian Bumbescu, cel care a reușit, grație apărării și întregii echipe, să păstreze poarta neatinsă, poarta lui Ducadam, în cele 120 de minute la finala de la Sevilla. Pe cine ați marcat dintre atacanții catalani? Vă aduceți aminte? Da, deci se făcea marcaj în zonă, nu trebuia să plecă în zona laterală, pentru că descoperam acea zonă și pleca fals. Am ținut pe Archibald o prima repriză, după aceea s-a mutat Carrasco. Doi jucători cheie ai momentului. Și rapid și periculos. Și am avut dublajul lui Belo, am avut doi jucători remarcabili în fața mea, pe Tudorel și pe Loții, care făceau o treabă extraordinară. Când s-a ajuns la penaltiuri, v-ați gândit că Steaua poate să câștige sau pur și simplu a fost o loterie, cum se spune metaforic? Da, pot să spun că a fost și o loterie, dar după penaltiul ratat de Majaru și de Loții, eu cam îmi luasem gândul de la a fi campion și deja eu mă și descălțasem. Și în al doilea rând aveam probleme cu gleznele și feșe elastice. Dacă trebuia să execut și eu, nu știu dacă mai puteam. O primire grandioasă pe aeroportul Otopeni, cu lume multă venită pe jos, 15-20 de kilometri din București, ca să-i vadă pe steliști și Cupa Campionilor Europeni. Da, publicul a fost puțin păcărit că ne-au așteptat o mare parte după meci, dar noi am venit, am mai stat o zi. Eram și cu soțiile și am plecat la cumpărături atunci. Și în momentul când am aterizat, deja era, nu se mai vedea nici până în șoseaua principală. Am crezut că e manifestație ceva. Astea au mai câștigat un trofeu, Supercupa Europei, care poate nu e atât de celebrat, dar mi se pare la fel de prețios ca și Cupa Campionilor Europeni. A avut și pentru voi, pentru artizanii acestor succese, aceeași greutate Supercupa de la Monte Carlo, precum Cupa Campionilor de la Sevilla? Pentru noi a avut, dar pentru publicul mare nu prea. Drept de ocază n-am sărbătorit-o niciodată. Bucuria a fost mare la Monte Carlo, sigur.
în Monte Carlo și acolo am mai stat o zi, dar văd că nu s-a dat cam deloc importanță. Era altfel fotbalul atunci când România strălucea pe firmamentul bătrânului continent, comparativ cu cel contemporan? Era parcă puțin mai, nu se juca în aceeași viteză, dar era mai spectaculos. Pentru că aveam un joc de pase, aveam o posesie extraordinară de mare, tot la lumea americanei, mingea nouă posesie de adversarul, da. De asta aveam o posesie extraordinară de bună și ajungeam prin pasele loții pe lăcătuși și pe pisurcă, ajungeam foarte repede în fața porții. Noi jucam un fotbal modern, ca drept dovadă, în anul 1986-87 am fost cel mai bun cuplu de fundaș central din Europa. Deci nu jucam numai eu în marcaj. Îl prindea pe Belo cu om, rămâneam eu libero și invers. Jucam în funcție de fază. Marius Lăcătuș, cel care de altfel a și spart gheața în acea finală maraton de 120 de minute și lovituri de departajare, un șut sub bara transversală cu sete. Cum a fost, domnule Lăcătuș, acel gol? Începem cu el. Sigur că, văzând cum au executat colegii mei dinainte, mă refer la Miții și la Loții, jucătorii care au executat cel mai bine penaltii din echipă, m-am hotărât să execut în forță. Pentru mine ce era important era să prind mijlocul porții, mi-am pus în cap să dau tare, să dau sus și cred că nu am gândit deloc rău. Sigur că dacă era un pic mai sus, probabil acum nu mai vorbeam despre acest lucru. Dar oricum câștigam pentru că era Helmut într-o zi foarte bună. Valint era mai, el a dat mai tehnic, el a zis că se uită la portar. Eu nu, n-am ales această variantă. Important este că am reușit să câștigăm acel trofeu, lucru care cred că nu se va mai întâmpla în fotbalul românesc, deși mi-aș dori acest lucru, dar suntem, cred că, departe de tot ceea ce înseamnă să ajungem să jucăm măcar o semifinală sau o finală în cupele europene. Și de aceea cred că în fiecare an se readuce aminte de acea dată de 7 mai de la Sevilla. Cum era atmosfera în acea perioadă glorioasă pentru Steaua în vestiarul roșu-albastru, în vestiarul din Ghencea? Eram prieteni foarte buni, ieșeam tot timpul împreună, la antrenamente la fel nu existau probleme, chiar dacă poate câteodată mai săream calul și în antrenamentele pe care le făceam mai ieșeau câteodată scântei. Iată că am reușit să ducem practic acea perioadă în 16, 17, 18 jucători maxim și să reușim acele performanțe. Am câștigat Cupa Campionilor, dar nu trebuie să uităm că și după aceea, până în anii 90, am avut perioade foarte bune în Cupa Campionilor. Jocul actual a suferit schimbări radicale față de ce era în 1986, dar parcă tot mai frumos era, nu așa, cu extrema lipită de tușă, cu marcaj în zonă și așa mai departe. Ce părere aveți? Sigur că astăzi, poate datorită faptului că evoluează la echipele din Europa foarte mulți jucători străini, care poate vin și din alte țări din afara continentului, au adus poate un plus din punct de vedere valoric. Dar eu cred că fotbalul nu se poate schimba. Fotbalul este același. Și cred că dacă am fi fost în ziua de astăzi, fără să deranjez pe nimeni, cred că puteam să facem față la nivelul la care se joacă și acum.